Guvernul a declarat mâine zi de doliu național pentru românii care au murit în cutremurul de săptămâna trecută din Italia. Purtătorul de cuvânt a făcut acest anunț adăugând că 11 români au murit în urma tragediei din Italia. Premierul Dacian Cioloș a declarat cu ocazia vizitei în Italia că va propune ședința de guvern o zi de doliu național pentru românii ce au murit în cutremurul din Italia și că cel mai probabil aceasta va fi 1 septembrie. La ședința guvernului de ieri, purtătorul de cuvânt al guvernului, Liviu Iolu, a spus că guvernul a stabilit ca zi de doliu național vineri 2 septembrie. Guvernul a declarat 2 septembrie 2016 zi de doliu național în memoria victimelor cutremurului produs în 24 august. În Italia, printre care s-au aflat și cetățeni români, precum și în semn de solidaritate cu poporul italian. Seismul produs în centrul Italiei s-a soldat până acum cu 292 de morți, dintre care 11 români. Ministerul Afacerilor Externe precizează că a fost identificată și ultima persoană de cetățenie română semnalată ca dispărută în urma seismului din Italia, aceasta fiind în viață.